Alex, spune-mi, crezi că toți oamenii de la stadion vor însoți autocarul către Piața Constituției? Am văzut ceva mai devreme imagini de acolo și nu erau foarte mulți suporteri ai Stelei strânși în piață. Este foarte posibil majoritatea să vor să vină la Piața Constituției, de altfel la meci. Stadionul a început să se umple practic prin minutul 5. Iată, la început după partea nu era chiar foarte multă lume. Cred că mulți au venit în primul rând pentru sărbătoare, nu neapărat pentru meciul cu FC Brașov, care a fost trecut astăzi la și altele. Așa că oamenii de aici, într-adevăr, cu spunea, sunt foarte dorit să ajungă la Piața Constituției, într-adevăr, și vor urma, urma autocarul. Bine, să vedem câtă lume va fi la Piața Constituției. Oficialii Stelei spuneau că se bazează, se așteaptă ca aproximativ 100.000 de persoane să îi însoțească pe steliști din bucuria lor în Piața Constituției. Da, estimările celor de la jandarmerie erau undeva la 20.000 de oameni și mie mi se pare un pic cam mult și 20.000 de oameni, dar să fie așa. Mă gândesc însă, urmărindu-i pe steliști, că deja au epuizat stocul de șampanie. Bucuria este probabil uriașă în acest moment. Raul Rusescu pare a fi cel mai fericit din tot grupul ăla. L-am văzut și pe Mihai Stoica încercând să facă un pic de ordine în autocar, să-i trimită probabil jos pe cei, iată, asta se întâmplă, pe cei care nu sunt foarte aproape de echipă, să rămână sus pe podium, să, cum se spune, doar jucătorii și cei din staff. Asta e senzația mea. Să spunem că acolo sus este o îmbulzeală poate mai mare decât a putut în tribune la această partidă. Și pentru că tot vorbim despre autobuz cu corectar, ca să facem comparația, e cam ca un autobuz 178 sau 336 la ore de vârf. Ce se întâmplă acolo sus? În schimb, cred că foarte fericit sunt oamenii care stau chiar lângă autocar, pentru că așa cum ai spus foarte bine, după jucătorii Stelei au ecuizat aproape tot stocul de sticlă de șampanie. Cred că oamenii de acolo nu sunt ce stare de astăzi, în momentul de față, pentru că au curs pe ei exact lipsii de șampanie. Da, Mihai Stoica îmi dădea senzația mai devreme că le cerea biletul. Băieți, ai bilet de stat sus sau dacă nu jos? Sau dacă nu chiar de tot afară din autocar? Trebuie să facă cineva ordine acum, fie vorba între noi, pentru că evident, fiecare suporter și-ar dori să fie acolo, printre jucătorii Stelei. Într-adevăr, e foarte, foarte greu să faci ordine, este un haos general acolo, lângă autocar și chiar și în autocar, așa cum ai spus și așa cum vedeți foarte bine în imagini, înțeles? Totul se va termina în momentul în care va apărea și la Orent Bregen, în cap se va pleca, nu se va depune așa nebunia, pentru că sunt foarte curios, sunt foarte mulți oameni care trebuie să la o parte, pentru că autocarul se poate să treacă, este încercuit în acest moment, cu aproximativ 6 rânduri de suporte sau ceva de genul, va fi foarte, foarte greu pentru cei de la jandarmerie să urmează, să pună în mișcare coloana spre Piața Constituției. Da, deci pe Laurențiu Reghe cam să-l așteaptă practic autocarul. Da, nici am văzut până acum Laurențiu Reghe cam nu a ajuns la autocar, că el este ultimul care trebuie să vină, practic, pentru a declanșa piesa. Bine, Laurențiu Reghe cam fare de îndeplinit și formalitatea prezenței sale la conferința de presă. Sau mă gândesc că se poate sări, se poate face o excepție de data asta, ținând cont că este așteptat de toată lumea. Iată și pe Georgievski cât este de activ acolo sus. E momentul lor. E momentul lor, un moment pe care trebuie să spunem că îl merită, au câștigat campionatul la o diferență imensă, practic, față de următoarea clasată, au ucis campionatul cu mult înainte de final, așa că această fericire e normală pentru ei într-un fel, așa că să-i lăsăm să se bucure în continuare. Da, mulțumim mult, Alex Brădescu, pentru această intervenție. Continuăm să urmărim aceste imagini în premieră pentru Capitală, pentru că, repet, eu mi-am aminte ca o campioană din București să fie avut parte de o astfel de petrecere, de astfel de momente în afara arenei, în afara stadionului. Reghe cam se lasă așteptat. Jucătorii deja, cred eu, că au epuizat aproape stocul de șampanie. Georgievski, mă așteptam să fie Nicolici, dar iată că Georgievski este cel care desface sticlă după sticlă de șampanie și o împarte cu suporterii. O adevărată baie de șampanie în acest moment în autocarul Stelei.